Guvernul României intenționează să limiteze drastic plățile în numerar făcute de persoanele juridice și fizice, conform unui proiect de lege privind noi măsuri fiscale și bugetare, anunță R3 Media. Potrivit surselor citate, proiectul prevede că persoanele juridice și fizice care prestează activități economice nu pot încasa mai mult de 1.000 de lei de la o altă persoană. În legea actuală, plafonul este de 5.000 de lei. Totodată, magazinele Cash and Carry nu vor mai încasa mai mult de 2.000 de lei numerar de la o persoană. Acum plafonul este de 10.000 lei. Toate persoanele juridice și fizice care desfășoară activități economice nu vor mai putea face plăți zilnice care se depășească 1.000 de lei de persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 2.000 de lei pe zi. În acest moment, plafonele sunt de 5.000 de lei de persoană, respectiv 10.000 de lei pe zi. Senatorul Claudiu Târziu a criticat intenția guvernului Ciolacu de a limita plățile numerar, avertizând că această măsură nu reprezintă altceva decât un pas spre interzicerea banilor fizici. Limitarea plăților în numerar de 2000 de lei la un pas înainte de interzicerea banilor lichizi. Nu vom accepta, a transmis miercuri pe Facebook senatorul Claudiu Târziu, președintele Consiliului Național de Conducere al AUR. Proiectul propus de guvernul Celacu vine pe fondul existenței în Parlament a unei inițiative a PSD și PNL care urmărește să restricționeze plata numerar, inclusiv a salariilor către angajați potrivit R3 Media. Relatează rostonline.ro Distribuie și abonează-te pe canalul nostru de YouTube Focus Creștin.